Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Aș vrea să pornesc în următoarele două emisiuni, adică asta și cea viitoare, de la unul din markerii înapoierii noastre. Mă rog, un marker acum, altul în emisiunea viitoare. Citesc și totul pornind de la câte o știre, pe care, așa cum facem de obicei pe acest canal, le comentăm, atât eu aici, cât și dumneavoastră în comentarii. Și una din chestiile care pe mine m-au oripilat, de când mă știu, și vorba aia, m-am născut și am crescut în România, la Cluj, și totuși era Cluj, da? Nu în Cuca Măcăi sau Temir pe unde. Una din chestiile, zic, care pe mine m-au oripilat a fost violența teribilă a părintelui român, în general, părintelui român generic, împotriva propriilor copii. N-a fost cazul în familia mea, să ne înțelegem, și n-a fost cazul în foarte multe familii cunoscute mie, dar este cazul în majoritatea. Și plec de la o știre care zice așa: părinții unui copil în vârstă de 2 ani, 2 anișori, adică ți se umezesc ochii citind așa ceva, din județul Satu Mare, atenție, vă spun că trebuie să cadă niște mituri. Dom'le, în Transilvania, Satu Mare nu e în Transilvania, e în Partium, mă rog, n-are importanță. Nici Timișoara nu e în Transilvania, nici Oradea nu e în Transilvania, se fac niște confuzii. Dar în partea asta de vest, căi Timișoara, Satu Mare, Oradea sau Transilvania propriu-zisă, Cluj și așa, etc. Dom'le, aici e altfel, nu-i ca la Bacău, nu-i ca în Teleorman, nu-i. Dar e tot mai ca acolo, pentru că în ăștia 100 și ceva de ani diferențele s-au estompat în defavoarea Transilvaniei. Trecem peste și vă citesc știrea. Un copil în vârstă, sau părinții acestui copilaș, în vârstă de 2 anișori, din județul Satu Mare, au fost reținuți duminică, după ce, conform anchetatorilor, aceștia, părinții, l-ar fi agresat în timp ce se aflau în Germania, l-ar fi bătut pe omuleț. L-ar fi agresat, spun anchetatorii, părinții săi, în repetate rânduri, fiindu-i pusă în primejdie, și citez, primejdie gravă, citat din anchetatori, dezvoltarea fizică, intelectuală și morală. Și de aici aș vrea să plec puțin, pornind nu doar de la știrea asta, care sigur e cutremurătoare, adică îți imaginezi un copilaș de 2 ani care să fie izbit de doi descreierați ca să obții ce? N-are importanță să mai dezvolt strict pe tema asta subiectul, cât are, cred, relevanță mare să discutăm despre unul din markerii înapoierii noastre și care se leagă de o zicere tembelă, populară, și anume bătaia e ruptă din rai. Sigur, bătaia aplicată copiilor. Asta m-a auzit-o foarte des la multă lume de-a lungul copilăriei mele. Repet, nu în familia mea, pentru că asta a fost mai degrabă excepția. Dom'le, sau eu te-am făcut, eu te omor. Asta însemnând nu neapărat să-l omori, cât să-i tragi o mamă de bătaie, soră cu moartea. Altă expresie românească. Soră cu moartea. Cu curea, cu nuia, cu pari, cu temir ce. Violența împotriva copiilor în Balcani, în general, adică în zone subdezvoltate intelectual, și din punct de vedere al modernității umane, pur și simplu, violența împotriva copiilor, să știți că a fost de-a lungul istoriei ceva absolut de la sine înțeles. Nu doar aici, aici a rămas, dar și în vest, în societatea umană în general. Atâta doar că acolo
Lucrurile au evoluat. Oamenii aceia au mers înainte mental și și-au dat seama la un moment dat și societatea s-a adaptat și s-a schimbat. Și-au dat seama, deci, că este o, nu o impietate, dar este barbar, este o tortură, este inacceptabil din punct de vedere uman să lovești implicit, să chinui niște copii care nu se pot apăra. Indiferent că ești părintele lui sau nu, cu atât mai grav dacă ești părintele lui sau dacă părinții săi îl abuzează. Dacă îl abuzează fizic, prin loviri, dacă îl abuzează sexual, există și astfel de părinți care îi abuzează sexual ori ei pe copiilor minori, chiar bebeluși, sau permit altora contrabani sau alte beneficii. Sunt tot felul de situații pe lumea asta. Îi abuzează emoțional, asta este altă chestie despre care se vorbește foarte puțin în societatea înapoiată românească. Părinți care își abuzează copiii emoțional, prin tot felul de ziceri, tembele și alea, și pe alea le-am auzit de copil pe la vecini și cunoscuți, de la faptul că te dau la țigani, și sigur că țiganul cu ț mare avea așa această accepțiune de căpcăun și de bau-bau, sau te duc și te las undeva dacă mai ești rău. Dacă mai ești rău, făcând ce? Plângând? Un copilaș normal că-ți plânge. Da? Și noi avem această chestie care vine din spate și care a rămas, sigur că am evoluat mult, dar am evoluat inegal. Am evoluat în marile orașe, am evoluat într-un procentaj cu totul și cu totul nesatisfăcător, dată fiind totuși lungimea asta a timpului, adică am avut peste o treime sau aproximativ o treime de secol timp să evoluăm din 1989 până azi. Și am evoluat mult și puțin. Mult, dacă te uiți la cum arată marile orașe, micile orașe, depinde, dar am evoluat înfiorător de puțin dacă te uiți la mentalul comun al majorității. Niciodată nu luați bula noastră ca fiind relevantă, ea nu e relevantă. Pentru foarte mulți dintre noi, sau pentru aproape toți din bulă, a lovi un bebeluș și apoi un copil și în general apoi un om sau un animal, da? A lovi o ființă este ceva dincolo de a concepe. Nu poți să concepi. Nu mă pot imagina, nu? Lovind nu un copil sau propriul copil, ci o ființă umană, indiferent de vârstă, sau un animal să-l izbești cu darmite când e propriul copil. Și asta din cauza acestei obișnuințe care vine din spate, păguboase, absolut tembele, că bătaia e ruptă din rai. Asta dacă ești cu mintea goală și nu ai altă metodă de educație decât teroarea. Pentru că bătaia înseamnă frică, bătaia înseamnă lovitură, lovitura înseamnă durere fizică, bineînțeles psihică, nu mai spun ce faci cu copilul ăla, dincolo că îi faci vânătăi și îl doare fizic. Da? Ce abuz emoțional și psihic este ăsta. Și este singurul tău argument ca părinte lipsit de judecată și de discernământ, singurul argument pentru a îl învăța ceva. Adică îl trăznești de să-l ia mama dracului și l-ai învățat, că până l-ai transformat într-un speriat, într-un terorizat și l-ai învățat, cică. Astfel de indivizi trebuie neapărat decăzuți din drepturile părintești. Adică societatea are dreptul și obligația, așa s-a ajuns în societățile moderne civilizate, să hotărască prin justiție că respectivele persoane, A, B, mamă, tată, dacă sunt ambii de vină,
nu mai merită, nu se mai califică moral și implicit legal să mai fie părinți și să aibă în administrare un copil. Mult mai bine îi ia acelui copil într-o instituție a statului. Pentru că mulți îmi spun, sau mi-ar spune, mai ales când am făcut vorbire de alte cazuri din trecut de familii, pentru că asta e altă discuție pe care am auzit-o. Țineți minte că au fost în anii în urmă diverse discuții cu familii, mai ales în țări nordice, familii de români neaoși, pripășiți pe acolo, și care au dus cu ei, bineînțeles, și mintea de acasă, lipsă, evident. Și au crezut că prin Suedia și Norvegia e ca pe Chile, așa. Adică își banc cu copilul de toți pereții, că nicio problemă, eu te-am făcut, eu te omor, mă. Și abuzuri fizice și mentale, emoționale. Și bineînțeles că acolo nu ține. Și au fost cazuri când copiii au fost luați și normal să fie luați. Vai, ce scandal! Ce societate draconică, guvernată de diavolul însuși. Ia copilașii din familie, păi da, normal că ia și bine face. Îi salvează din familii descreierate, care își devorează și distrug proprii copii. Adesea, prin violență fizică și prin violență nu neapărat fizică, dar adesea este cumulată sau cuplată cu cea fizică, cea emoțională, cea mentală. Și vai de mine, românașii noștri au rămas fără copii. Păi slavă Domnului, n-ar fi trebuit să-i faceți în primul rând la ce minte aveți și la cum îi tratați. Că bătaia pentru națiunile civilizate nu e ruptă din rai, cum credeți voi. Mă adresez acum unor astfel de românași, dar care nu se uită la un astfel de canal, sunt sigur. Bătaia e ruptă din iad, dacă e ruptă de ceva și dacă va fi existând iadul. Pentru că nu poți să folosești asta ca argument. Asta se folosea ca argument în societățile primitive. Eu îți dau un cap fiindcă-s mai tare. Ăsta e singurul argument. Sunt mai tare, fizic, deci pot, îmi stă în putere să-ți dau un cap. Tot așa, eu sunt tatăl tău sau mama ta, sunt adult, tu ești un prichindel, suntem mai tari și îți dăm în cap și îți cerem să faci ceva. Nu argumentându-ți pe înțelesul vârstei tale, cum e mai bine, cum e de făcut, cum nu. Suntem foarte înapoiați, să știți. Și din nou fac apel, ca de fiecare dată aproape aici în emisiune, ieșiți din bulă. Uitați-vă în jur, mergeți la țară, mergeți în urbanul mic. România nu înseamnă București, Cluj, Timișoara, Oradea, Sibiu, Iași, Craiova și încă vreo câteva. Și și acolo cu poveste lungă și acolo numai într-o proporție. Mergeți în ruralul românesc, vorbiți cu oamenii ăia. Vedeți ce se întâmplă prin familii, vă îngroziți. Deci spuneți că, bă, nu e adevărat, n-am știut, bă, ați știut. Așa a fost întotdeauna. Și chestiile astea nu sunt subiecte de discutat în societatea românească, ele sunt aproape tabu. Dom'le, nu te bagi în familia omului, ce? El se bagă într-a ta? Lasă-l, domne. Vedeți, asta este alt marker de civilizație, pentru că în vest, vecinul, când... Nici măcar nu trebuie să vadă, dar minte și când își vede alt vecin că își bate copii, instantaneu a sunat la poliție. Deci fără povești, ce e normal să fie așa? Oh, ce societate de turnători! Nu! Este societatea care are nevoie de ajutorul nostru al fiecăruia pentru cei neajutorați care sunt copiii. Ei au nevoie să fie sprijiniți, pentru că un copil nu se poate apăra de bătaia unui adult, chiar dacă e părintele lui. Da? Nu poate da înapoi cum ar merita un asemenea descreierat care îl abuzează. Și atunci e și normal, și dacă auzi numai în bloc un adult părinte, chiar fiind lovindu-și copilul, că îți dai seama clar ce se întâmplă, instantaneu ai sunat la poliție. Vecinul își lovește copilul. În mod normal trebuie să vină poliția să facă ușa praf și să-l ia pe ăla să-l ducă la zdup și să-l judece pentru abuz împotriva și rele tratamente aplicate minorului. Punct, nu povești, aici nu încap discuții, că să vezi, că de fapt, că nimic. Noi nu înțelegem chestia asta.
în mare măsură și nu înțelegem civilizația. Noi avem alte valori, da? Noi trăim porcul în bloc, ați văzut acum ultima știre, îl pregătim în apartament, că e frig afară. Deci asta este ultima găselniță a românului imparțial, da? De aici și expresia, îți stă mintea în loc. Sau noaptea minții, n-ai ce să mai povestești. Dar întotdeauna am considerat că sunt lucruri care nu trebuie nici iertate, nici uitate, nici ignorate și trebuie făcut absolut tot și ăștia sunt copiii. Aceleași sunt ființe nevinovate și pentru niște descreierați de părinți, copiii ăia pot ajunge la rândul lor niște descreierați de părinți, iar dacă ar fi fost educați ca lumea, chiar de către altcineva decât părinților descreierați, ar fi ajuns oameni. Oameni cu o mare. Deci este un risc imens pentru societate să permiți astfel de lucruri. De aceea societățile occidentale au devenit de-a lungul multor secole și mai ales în secolul al XX-lea, odată cu încetățenirea unor chestii foarte stricte. Copiii nu se bat în nici un caz, cu niciun argument. Nu există scuză, nu există nimic pentru lovirea unui copil. Și pentru lovirea psihică, emoțională a unui copil. Nu-i de mirare că societățile balcanice ca noastră, de exemplu, arată cum arată, pentru că asta este inclusiv, nu doar, dar inclusiv efectul unui sau unei educații complet greșite aplicate copiilor. De către marea majoritate a noastră. Ce folos, cum v-am mai spus, că 15% sunt ok? Nu faci societate cu 15%. Nu faci. Ce poți face la limită sunt diverse bule și diversi oameni cu familiile lor gata să-și ia câmpii și să se mute în alte părți. Iată motive de reflecție asupra acum noi ca națiune alegem să ne comportăm și ce valori promovăm. Valori de genul bătaie o valoare, e ruptă din rai, eu te-am făcut, eu te omor. O bătaie soră cu moartea. Și sunt mai multe, cred, expresii pe care le folosesc pseudo-părinții, apropo de copiilor, pentru a justifica nejustificabilul, violența fizică și violența emoțională. Ce iese de aici, vedeți în societatea românească de astăzi. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal și îl recomandați și altora. Mulțumesc că faceți subscribe pe Facebook Cristian Ivaneș Oficial, așa cum vă mulțumesc că susțineți acest canal pentru a putea rămâne aici online. Cum se poate face asta? Super simplu. Prin Patreon, devenind patroni ai emisiunilor, prin PayPal sau Revolut, informația aici, ori prin funcția membrii canalului sau Supers, totul descrierea în textul de sub imagine. A fost la microfon Cristian Ivaneș, toate bune și să auzim numai de bine.